în capitolul 5 începând de la versetul 27. Chemarea lui Levi. După ce Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și i-a zis: Vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare care la el în casă și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cărteau și ziceau ucenicilor lui, Pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară de evangelizare. După mai mulți ani de când n-am mai fost în biserica aceasta, mă bucur să văd tot plină, copii mulți, un sat cu viitor, am văzut mulți copii și tineri, lucru pe care nu prea mai întâlnești în bisericile de sat din România. Doresc binecuvântarea Domnului peste voi și casele voastre, El să vegheze asupra bisericii sale din locul acesta și Harul Domnului să fie la lucru săptămâna asta. Mă rog ca Dumnezeu să mântuiască oameni aici. Mă rog ca Dumnezeu să mai ierte păcate aici. Credem că aceste serii au un scop special și venim cu toată inima, cu credință, ca Dumnezeu să mântuiască. Și mă rog ca El să o facă în săptămâna aceasta. Cum spunea și fratele Vasile, vin de la DEJ. Între timp m-am mutat aici aproape, suntem vecini. M-am mutat Domnul într-un loc în altul toată viața. Am o mare criză de personalitate. Nu prea știu de unde sunt și ce sunt. Sunt născut dintr-o mamă ardeleancă și un tată moldovean, am trăit câțiva ani în Pașcani, câțiva ani în Arad, vreo trei jumate la Sighetul Marmației, vreo patru la București, vreo cinci, șase la Timișoara, vreo trei ani și jumătate în America și de câteva luni sunt la Dej. Acum spuneți-mi dumneavoastră ce sunt, că eu nu știu ce sunt, dar momentan sunt în Ardeal și mă bucur, am venit aici ca să fac lucrarea lui Dumnezeu în Dej fiind de aproape, am acceptat cu ușurință invitația, am zis că vreau să văd frații de la Arcalia și mă bucur să vă revăd după multă vreme, mai ales că am o prietenie veche cu familia Mogovan. Doresc Domnul să-i binecuvinteze pe toți, cei de aici, cei de departe. Dragii mei, ca orice predicatul la evangelizare, ai de făcut o alegere grea. Să predici o predică interesantă pentru pocăiți sau să faci ceea ce trebuie să faci. Fratele Vasile Mosu, am spus, frate Emi, te invit la evangelizare. Aleg, frații mei, să vă dezamăgesc pe dumneavoastră. Și în seara asta să mă întorc la Evanghelie. Și să predic ce trebuie să predic. Pentru că am credință în suflet că ce spunea Pavel este adevărat, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Spune el, Evanghelia are putere. Poveștile noastre frumoase și studiile noastre interesante, întâmplările la cremogene pot să atingă inima pe moment. Dar avem deschis în față o carte despre care Pavel spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dacă sunt trei prieteni, eu pentru ei vreau să predic Evanghelia. Pentru că mă rog ca Dumnezeu să mântuiască și în seara asta. Pentru că mă rog că Evanghelia predicată săptămâna să să aducă rod și oamenii să se întoarcă la Hristos. De aia ne adunăm aici în seriile astea. Slăvit să fie numele Domnului. Evanghelia. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos umbla din loc în loc și recrutau ucenici. În vremea aceea toți rabinii își căutau ucenici. Și știți cu toții că până în ziua de azi în iudaism există școli de gândire iudaică. Și astăzi acei evrei perciunați, acei evrei rabini moderni spun, eu sunt ucenicul lui Cutare, fac parte din școala de gândire a lui Ben, nu știu care, a Cută Cutărui sau Cutărui Rabin. Și se identifică cu o anumită școală de gândire. E bine, Iisus în vremea aceea era perceput ca un alt rabin. Unul care căuta ucenici ca să le predea învățătura lui, pe care mai apoi să o predea urmașilor lor. Ce nu știau acești oameni în vremea aceea era că Domnul Iisus Hristos era mai mult decât un rabin. Aveau să descopere ucenicii că era mai mult decât un învățător. Dacă vă veți uita în Sfânta Scriptură, în primii ani, ucenicii îi se adresează cu învățătorule. Pentru ei, la început, a fost doar un învățător. Însă veți vedea pe parcurs, când Isus întreabă cine sunt eu, Petru spune, tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt mărit să fie numele Lui. Dar, cei mei, Iisus a fost mai mult decât un învățător. El recruta ucenici nu doar pentru o școală rabinică, ci el a recrutat ucenici pentru ca să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. O împărăție despre care Biblia spune că a început atunci și va umple pământul, cum spunea Daniel, și astăzi în toate limbile, în toate neamurile, împărăția lui Dumnezeu este răspândită. Și Hristosul acesta are ucenici pe întreg pământul, măriței fie numele. El încă mai caută ucenici. Și vreau să ne uităm un pic să vedem cum poți să intri în școala de ucenicie a lui Hristos. Pun o întrebare încă de la început ca să nu vorbesc degeaba. Dacă nu există doritori, mergem acasă. Sunt aici oameni care doresc să fie ucenici al lui Hristos? Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Este vreunul care nu vrea să fie ucenic, să fim clari și lămuriți. Toți ne dorim, mai mult sau mai puțin, să fim ucenici ai Lui. Și toți aici în sală ne numim într-un fel creștini. Nu cred că sunt budiști aici, nu știu. Aveți budiști în sat? Sau hinduși sau musulman? Nu cred. Aici toți care suntem în sala asta pretindem că suntem urmași ai lui Isus. Și poate că unii nu sunt încă și pentru ei vorbesc în primul rând. Doresc ca Dumnezeu să le atingă inima și din seara asta să fie ucenici ai lui Hristos cum putem să devenim ucenici ai Lui? În primul rând, mei, aș vrea să ne uităm în textul citit, să vedem care sunt condițiile. Atunci când mă duc la o firmă să mă angajez, firma mă întreabă de CV. Știți ce e la CV, nu? O foaie pe care o scriu, în care mă laud, cât de deștept câtă experiență am, câte școli am făcut, în câte locuri am lucrat și încerc să mă prezint ca fiind soluția pentru firma respectivă. Să mă dau drept eligibil pentru o școală sau pentru o firmă care să mă angajeze. Haideți să ne uităm, dragii mei, în Evanghelie, să vedem Iisus ce pretenții are ca să devenim ucenici ai Lui. Oare cere mult? Oare poate oricine din sala asta să devină ucenic? Sau are pretenții mari, Domnul Isus? Cum se spune aici că Isus a văzut la vamă șezând pe un, un vameș. Și Isus îi spune, vino după mine. Când mă uit la acest om, eu sunt șocat. Pe cine alege Isus să-i fie ucenic? Unul din cei 12 care urma să devină. Temelia bisericii, apostol între apostoli. Cine? Un vameș. Asta mi arată, dragi creștini, că Dumnezeu nostru nu are pretenții. Dacă un vameș o intrat în lista eligibilor, da? O intrat în lista celor aleși, și eu și tu putem să fim ucenici ai lui Hristos. Mărire Domnului un vameș în vremea aceea, să știți că vameșii erau cei mai de jos oameni din vremea Domnului Isus. Cei mai de jos. Nu se putea să aleagă Isus un om mai stricat ca ăsta. În Biblie spune, spunea Domnul Isus Hristos în Matei 21, foarte interesant, când vorbea cu farisei, în versetul 31 îi spune așa, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră versetul ăsta. Dar mie îmi sună foarte clar că, de fapt, vameșii erau tot atât de bine văzuți ca și prostituatele. Adică, pentru vremea aceea, vameșii erau egal cu aceste femei de moravuri ușoare. Unde-i, de fapt, paralela? Când se folosea expresia aceasta, vameci și curvele merg înaintea voastră, această paralelă, această legătură între cele două meserii nenobile, aș putea spune, de fapt, se arată gândirea iudeului din vremea aceea. Pentru iudeul din vremea aceea, vameșul era exact ca o prostituată. Se vindea pe sine pentru bani. Vameșii erau oameni care s-au vândut romanilor în vremea aceea. Storceau de bani pe frații lor. Ce meserie ingrată! Mergeau și storceau pe frații lor de credință, pe frații lor de sânge, îi storceau de bani ca să le dea romanilor bani și taxe. Erau evrei dintre evrei care se vânduseră pentru bani regimului de dominație romană. Și pe un astfel de om îl cheamă Dumnezeu să-i fie ucenic. O, cât de bun e Dumnezeu mărire lui! Ce fel de oameni caută Dumnezeu și astăzi? Oameni de felul ăsta, da. Dragii mei, Dumnezeu caută oameni din cea mai de jos clasă ca să facă din ei sfinți ai lui Dumnezeu. Spunea cineva, m-am pocăit atunci când am ajuns la concluzia că Dumnezeu are nevoie de oameni de nimic. Că în cartea 1 Corinteni, capitolul 1, spune cu Domnului că El a ales lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele care sunt. Și tot Sfânta Scriptură spune, dragi ascultători, că Dumnezeu a făcut lumea din din nimic. Iată împărăția acea nouă, construită din oameni de nimic. Și în seara asta la Argalia, Dumnezeu caută nimicul. Omul de nimic, omul nereligios, omul slab, omul păcătos, oricât ai fi de jos în seara asta, tu te califici să devii ucenic ai lui Hristos. Pentru că există în cer un Dumnezeu bun și îndurător mărire lui. Mă uit la lista de apostoli și nu vine să cred ce oameni alege Hristos. Tocmai ca să-și arate gloria, el alege cei mai de jos oameni. Pune lângă Matei, merg mai departe, pune un Simon Zelotu. Știți ce erau zeloții în vremea aia? Zeloții de atunci nu erau nici mai mult, nici mai puțin decât teroriștii de astăzi. Era o grupare naționalistă, paramilitară, exact ca Hezbollahul de astăzi, exact ca ISIS-ul de astăzi, exact ca orice grup naționalist terorist care face crime în numele libertății și ale sângelui nobil al poporului de care aparține. Zelotii făceau crime, baraba, de fapt era un zelot. Omorau romani, creau ambuscade, revoluții de dragul poporului evreu și de dragul acelei eliberări și a statului evreu ca pe vremea lui David. Un astfel de om, un terorist din viacul întâi, îl cheamă Hristos și îl pune lângă Matei, un vânzător de neamăști, erau din partide politice opuse nu se suportau oameni și care vindeau pe evrei pentru romani și trădaseră națiunea, nu se suportau cu zeloții care ucideau romani și visau la restaurarea statului Israel ca în vremea lui David. Și pe astfel de oameni, Iisus îi cheamă și face din ei ucenici. Cu alte cuvinte, dragii mei, primul gând din seara asta este foarte simplu și clar. Nu ai nevoie de un CV impresionant ca să devii un ucenic al lui Hristos. Mărit să fie Domn! Poți să fii în seara aceasta un bețiv. Dumnezeu din bețiv face sfinți. Poți să fii în seara asta un om legat de patima drogurilor. Cunosc atâtea situații în care Dumnezeu din drogați o făcut evangeliști. La noi acolo în Phoenix, unde am trăit eu, am avut o școală de, pentru eliberarea drogaților și veneau acolo din toată America drogați de națiune de etnie română și erau ținuți în școală, ne, se rugau pentru eliberarea lor, primiau botezul cu Duhul Sfânt și din ei unii au devenit misionari. ăsta e Dumnezeul pe care îl slujim. Un Dumnezeu care nu pretinde nimic. Chiar nu contează ce trecut ai. În seara asta vreau să proclam o Evanghelie curată. Vreau să proclam o Evanghelie întreagă. Avem un Dumnezeu care iartă orice păcat. O măriți-i fie numele lui. Nu există păcat în seara asta. Mai tare ca sângele lui Hristos. Hristos iartă avort. Dumnezeu iartă pe cei care ucid pe alții pe cei care sunt prinși de gânduri sinucigașe, pe cei care sunt prinși de, de păcate mudare, de pornografie, pe cei legați de patima curviei, pe cei legați de mândrie, de lăcomie, de bani. Avem un Dumnezeu care din nimic vrea să facă tot, mărit să fie numele Domnului. Iată un om de nimic. Îl ridică Dumnezeu din noaptea neagră vieții, dintr-un vânzător de patrie. Știți că în Biblie cuvântul ăsta de vânzător e foarte greu. Găseam, de exemplu, în Vechiul Testament, că Biblia spune despre Ahab în felul următor, în 1 Împărați, capitolul 21 cu 31. Spune că cu 25, spune, n-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă răul înaintea Domnului ca Ahab. I Asta e culmea răutății, să te vinzi pe tine. Una e să vinzi droguri pentru bani, alta e să vinzi mașini, alta e să vinzi, nu știu ce, carne vie și cel mai, cel mai rău e să te vinzi pe tine. Iuda s-a vândut pe sine, și-a devenit vânzătorul absolut, și-a vândut sufletul pentru bani. Chiar dacă ai ajuns acolo, dragul meu, am o veste bună pentru tine. Dumnezeu îți iartă păcatul. Dumnezeu este gata să facă din tine un ucenic pentru cer. Acest vameș Matei, un vânzător de neam, devine apostol pe care se scot draci, devine un om al lui Dumnezeu care înviază morți, devine un apostol al neamurilor pe care Dumnezeu îl lasă în istorie ca un om al lui Dumnezeu deosebit. Dar ce-a fost înainte? Nimic. Vameș. Vestea asta este bună până în ziua de astăzi. Mi-am gândit cu cât drag o primit o vame și de la Sighetul Marmației. Într-o vreme, poate m-ați auzit pe internet, predicam Evanghelia în Ucraina, în Gluboc, ipotic, am fost mânat de Domnul și de Biserica din Sighet să predică Evanghelia pentru trei ani și jumătate în Gluboc, ipotic. Cred că frații Mogovan au fost pe la mine și știu, lucram acolo ca evanghelist pe stradă. Având în vedere că eram proaspăt absolvent din institut și am amvoanele erau cam ocupate la vremea aceea pentru mine, nu prezentam garanție, îmi plăcea să predic atât de mult încât am zis, mă, dacă biserica nu-mi dă voie, plec și predic în altă parte. Și m-am dus și predicam în fiecare zi pe stradă. Luam Biblia, luam harfa, mergeam cu Florin Pop de la Beclean, care este acum la Beclean, și predicam în toate casele în care ne primeau oamenii. Cinci case într-o zi, șapte, zece. Și predicam Evanghelia. Și treceam între România și Ucraina permanent. Până în ziua de azi, pașaportul meu îi plin de ștampile roșii de Ucraina. O să creadă cineva că sunt traficant de droguri când vede pașaportul. Treceam săptămânal ca să predic Evanghelia. La vamă, cozile erau uriașe. Zeci și sute de traficanți de droguri, de țigări și acum mafia asta încă e înfloritoare. Dar pe vremea aceea era și mai înfloritoare. Și întotdeauna între, doi, între acești traficanți apăreau doi misionari. Niciodată cu droguri, niciodată cu țigări, niciodată cu lucruri de astea obscure. Întotdeauna noi aveam doar Biblia și harfa la noi, se uitau oamenii și lung. Dar nu aveți țigări, nu avem țigări. Și într-o zi, nu știu ce vine lui Florin Pop, parcă ceva l-a sâcâit așa vame și -o, nu știu ce l-a zâdărit, că spune, domnule vame, știi ce scrie în Biblie despre dumneavoastră? Ăsta sunt a șocat. Cum adică ce scrie în Biblie despre mine? Domnule vame, și în Biblie la noi scrie că voi vame și sunteți cei mai păcătoși oameni din lume. Vame sunt s-a șocat un pic, zice, așa scrie, așa scrie. Nu, dacă așa scrie, ce era să zică vame? Și a început să-i predice Florin Evanghelia. Am văzut că Vameșul s-a simțit un pic am lezat. Și am intrat în vorbă și eu am zis: Domnule Vameș, dați-mi voie să vă spun o veste bună. Că tot în Biblia asta care spune că vameși sunt cei mai păcători și oameni, tot în Biblia asta scrie că voi, Vameșii și curvele, intrați înaintea popilor în rai. O rămas șocat Vameșul. Chiar scrie asta în Biblie? Da, scrie. O, zice Vameșul. Asta trebuie să audă și șeful de tură. Stați un pic, zice. O trebuie să așteptăm o vreme destul de lungă, s-o dus să caute pe șeful mare, pe acolo, prin birou. Domnul șef, hai încoci cineva a venit cu o veste bună pentru noi, vameși. Și a venit șeful de tură și a zis, domnule, ce doriți să ne spuneți? Și a spus, domnule vameș, Biblia spune că voi aveți șanse să intrați înaintea preoților în rai. Dacă vă pocăiți, dacă renunțați la tot beșteșugul vinovat de corupție, Dumnezeu vă poate mântui. Ce bucuroși au fost vame și ăia, că Dumnezeu le dă o șansă și lor. Vestea aceasta o duc și astăzi la Arcalia. Dumnezeu face din nimic oamenii lui. N-ai nevoie de un CV impresionant. Nu-l interesează pe Dumnezeu cât tu de puțin cine ai fost și ce ai făcut. Că Dumnezeu e specialist să facă din nimic tot. Mărit să fie numele Domnului. Poate că sunt aici oameni care au fost cândva în biserică. Știu că unii predică o Evanghelie unui har limitat. Da, Dumnezeu iartă, dar nu pe ticăloși ăștia crescuți în biserică și plecați. Și sunt oameni care vin la biserică și spun, oare chiar și eu pot să fiu ucenic? Da, Vreau să observăm ceva în textul acesta. Pentru cei care predică o Evanghelie trunchiată și încearcă să închidă ușa unor oameni pe nedrept. Vreau să observăm ceva în textul de față. Pe Matei ăsta, îl mai chema cumva. Cum îl mai chema? Levi. Ăsta era fiul de evreu. Cineva la 8 săptămâni l-a tăiat împrejur. Cineva cu dor, o mămică, l-a dus la la templu și a pus un nume sfânt cu gândul că va fi un om al lui Dumnezeu. Levi este un nume nobil ales din Vechiul Testament. Ăsta era, cum spunea Domnul Iisus Hristos despre Zacheu, și ăsta era un fiu al lui Avram. Levi nu era un om din nimic ca și origine, era dintr-o origine nobilă, îl chema Levi, era un copil al poporului sfânt, era crescut la sinagogă, era dus la templu, dacă vreți era un om dus la biserică, un om crescut în religia adevărată. Să nu uităm că în vremea aceea iudaismul era credința adevărată. Cu alte cuvinte, Levi era un fiu risipitor. Cum, Doamne, tu primești chiar și oameni căzuți de la pocăință? Da. Fraște și din Arcalia, da. Dacă vrem să predicăm un Iisus Hristos, așa cum îl predică Biblia, El primește și fii risipitori. Oare nu despre asta este vorba în pilda fiului risipitor? Dacă ești în seara aceasta aici, dragul meu sau draga mea ascultătoare, și ai fost cândva în biserică și ți-ai călcat legământul, dă-mi voi să spun, că el nu și-a călcat legământul. Ai făcut legământ cu Dumnezeu care este specialist în credincioșie eternă. El rămâne credincios, chiar dacă tu n-ai rămas credincios sau credincioasă. Da, Levi, de fapt, era un fiu al lui Avram, un om care părăsise sinagoga, care părăsise templul, părăsise credința în care crescuse și Hristos îl cheamă înapoi mărit să fie numele Domnului. Citeam în Sfânta Scriptură un, un pasaj care mi-a dat speranță mereu și am predicat mereu de aici. Biblia spune și prorocul Isaia vestește un lucru pe care îl găsim citat în Matei capitolul 12. Ascultați definiția Domnului Isus Hristos și care e specialitatea Lui ca Mesia, Fiul al Lui Dumnezeu. Matei 12 cu 18 spune așa. Iată robul meu pe care l-am ales prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. Care judecată? El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Și ascultați versetul 20. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Asta e judecata lui Dumnezeu. Iisus Hristos niciodată nu o să stingă o scânteie de credință într-un om. Oricât de departe ai ajuns, chiar dacă ai căzut de la pocăință, dacă în inima ta mai este o scânteie, Hristos este pentru recuperare, măriți să-i numele! Dacă mai să ține într-o cojă credința asta și te mai gândești la Dumnezeu, Hristos promite în seara asta că nu va rupe coja aia, ci din potrivă va restaura trestea, că e Dumnezeul îndurărilor. Dar cum rămâne, frate, cu lepădații? Cum rămâne cu cei căzuți, cu cei împietriți? Cei împietriți sunt cei care nu mai au deloc credință. Cei din evrei șase sunt cei care nu se mai pot întoarce la Dumnezeu. Ori de câte ori vine un tânăr la mine și spune, frate Emi, uite, am făcut atâtea păcate. Eu sunt botezat, oare mă mai iartă Dumnezeu? Când văd în ochii lui lacrimi și un dor, zic, pentru că încă mai vrei pocăința, Dumnezeu ți-o poate da. Adică nu există om să-și dorească în seara asta să devină ucenic al lui Hristos și Hristos să nu-l primească. Că cei împietriți, cei care sunt apostați, nu sunt aici și nu-i interesează Evanghelia. Dacă în inima ta este cât de cât o scânteie și -o mai fumegă ceva, mai ai în inima ta un dor după Dumnezeu și te mai gândești măcar din când în când, Doamne, dacă se mai poate, restaurează-mă și pe mine, scoate-mă din băutură, Doamne, scoate-mă din droguri, scoate-mă din pornografie. Dacă în inima ta este gândul acesta, ești eligibil să devii un ucenic al lui Hristos. Hristos. Binecuvântat să fie în numele Domnului. N-ai nevoie de civil. Oricine ai fi, poți să devii un ucenic al lui Hristos. Hristos a restaurat vameși, vânzători de ei înșiși, și de neam, și de familie, și de sinagogă, și de credință, și de Dumnezeu. Totuși, vreau să mai pun o întrebare. Să nu pare cumva că în împărăția lui Dumnezeu se intră fără costuri. Pun întrebarea acum, dacă Hristos primește fără trecut, care este prima lecție a uceniciei? Ce trebuie să fac astăzi ca să devin ucenic al lui Isus? Hai să vedem ce au făcut Levi sau Matei. Isus i-a zis, vino după mine. Și ascultați ce a făcut Vameșul. Vameșul a lăsat totul. Cât o lăsat? Tot. Vameșul a lăsat totul. S-a sculat și a mers după el. Dragi creștini, până la urmă, trebuie să predicăm o Evanghelie întreagă. Hristos în seara asta nu-ți cere nimic. Vino Așa cum ești. Dar când te-ai hotărât să devii ucenic al lui, ai de plătit un preț. Trebuie să renunți literalmente la tot ce te împiedică să-L urmezi. Iisus e categoric. Îi spune, Matei, tu trebuie să renunți la meseria ta. Hai să vedem la ce renunță Matei încă din prima zi de ucenicii. Meseria. Păi vor spune unui frate, Emina, nu se poate și altfel. Că mulți ar vrea să intre în biserică, dar să-i lași cu meseriile lor murdare, să-i lași în politica lor coruptă, să-i lași în afacerile lor pline de promiscuitate. Sunt oameni care spun, aș vrea să mă pocăiesc, dar oare pot să continui cu meseria mea? Uneori nu, și Isus îi spune lui Matei, Matei, tu trebuie să renunți la meseria ta. Mă întrebare de ce Isus i-a zis să renunțe la meserie? De ce oare? Vreau să subliniem un adevăr foarte important în această seară. Mă uitam în Sfânta Scriptură și vedeam că în Luca, în capitolul 3, când se predică pocăința, Ioan predică puțin diferit. Ioan vorbește cu vameșii și nu le cere să renunțe la meserie. Din potrivă, în Luca, în capitolul 3, spune cuvântul așa. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Luca 3, cu 10. Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine nu are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși. Iată, colegii lumatei de la vamă. Să fie botezați și au zis învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Acum cum, Doamne, pe ăștia îi lași să-și continue meseria și pe Matei îl pui la, la, disciplină și spui, Matei, tu trebuie să renunți la meseria ta. Dragii mei, eu cred că meseria nu trebuie schimbată în mod automat când mă pocăiesc. Hristos nu este împotriva muncii în general însă meseria trebuie schimbată și trebuie renunțat la ea atunci când ea te împiedică să-L urmezi pe Hristos. Înțeleg că Matei nu putea să-și urmeze chemarea de apostol, lucrarea la care era chemat și nu putea să-și mențină pocăința dacă nu renunța la vamă. Alții s-au pocăit și s-au botezat și au rămas vameși. Dacă nu o să-ți spun care meserii trebuie renunțat la ele și care nu. Dar în seara asta stabilim un principiu. Hristos ne cere să renunțăm la tot ce ne împiedică să-l urmăm pe El. Cere-i Duhului Sfânt să-ți vorbească care sunt lucrurile alea la care trebuie să renunți în momentul în care te botezi. Că tot ce te împiedică trebuie dat la o parte în seara asta. Hristos nu acceptă nimic între noi și El. Fie ea o meserie bănoasă, Dumnezeu îți cere să renunți chiar și la asta. Mai mult văd aici că Matei renunță în timp la cercul de prieteni. Nu știu dacă ați observat că n-ați citit Evanghelile, că Matei apare aici în preajma prietenilor lui. Iisus nu îi cere din prima zi să nu mai vorbească cu verișorii lui, cu colegii lui de muncă. Au spus, foarte bine Matei, fă o petrecere, adună pe toți că vin să le predic și lor Evanghelia. Iisus nu dă înapoi când trebuie să meargă la o petrecere, când scopul este mântuirea altora. Se duce acolo și vorbește cu oamenii despre împărăția lui Dumnezeu. Atât de mult i-a indignat pe farisei încât au explodat toți. Dar cum poate să meargă acolo? Ei bine, zicea mă duc pentru că cei păcătoși au nevoie de mântuire. Și Hristos predică acolo. Însă, vreau să observăm ceva, dragi creștini. În scurgerea anilor, Matei nu mai apare cu băiețașii de la vamă. În scurgerea anilor, îl vedem în Evanghelie, pe Matei, în compania lui Simon Petru, în compania lui Ioan, în compania lui Iacov, tot mai des îi găsim cu apostolii și împreună cu Isus. Dacă prietenii te împiedică să devii pocăit, Hristos îți cere în seara asta să renunți la prieteni. Am vorbit cu unii tineri și spuneau, frate, nu mă pot pocăi din cauza prietenilor. Îmi povestea cineva de aici din zonă, din Bistrița, spunea, dacă rămâneam în Bistrița, nu m-aș fi putut pocăi niciodată, că eram atât de prins într-un mediu în care erau traficanți de tot felul, încât nu puteam să mă desprind de prietenii mei și de banda în care eram prins. Și o trebuie să mă ducă Dumnezeu departe de România, să-mi schimb prietenii, să scap de rețeaua mea din România și acolo, în țara cu tare, unii în Germania, alții în Spania, acolo Dumnezeu mi-a schimbat viața. Slavă Domnului! Uneori, Dumnezeu cere schimbarea prietenilor și dacă prietenii tăi, estimat ascultător, te împiedică să-L urmezi pe Hristos, astăzi Dumnezeu îți cere să renunți la ei. Hristos e radical. Cere foarte mult. El care a plătit mult și a plătit cu sângele lui scump, astăzi îți cere să renunți la tot, absolut tot, ce te împiedică să-L urmezi pe El. Ba chiar mai mult găsim aici un om care renunță la religia lui. Mă aveți spune, pe frate mi, dar nu era ăsta practicant, ăsta era un lepădat, ăsta era un iudeu nominal, unul ca mulți creștini din România, care zic că sunt creștini, dar nu trăiesc după perceptele religiei lor. Chiar și așa să știți că oamenii țin tare mult la etichet. Mă întâlneam o dată cu o fată undeva în India, o femeie măritată, tânără, mă duceam acolo să vizitez un templu ca turist, un templu de Diwali, o mare sărbătoare hindusă, cântau, răsunau pereții. Se aruncau cu fața la pământ, ridicau mâinile. Am crezut că am intrat într-o biserică penticostală. Atâta viață și dinamică într-un templu hindus de sărbătoarea aceea care este echivalentul Crăciunului nostru. Culmea, printre închinători, am găsit o româncă. Nu-mi venea să cred. Și n-am putut să mă abțin. Am zis, doamnă, nu vă supărați. Cum de-ați ajuns dumneavoastră, creștină, să vă închinați la hidoșenile astea de, de zei hinduși? Domnule, spunea, dar... Nu, vă înșelați, eu sunt ortodoxă. Cum, doamnă, cum ești ortodoxă? Știe preotul din satul dumitale că te închin la ăștia? Dar, domnule, eu am rămas ortodoxă. Numai că vin aici cu soțul meu care este indian și ne închinăm și la acești idoli. Asta nu e împotriva credinței mele ortodoxe. Am spus, doamnă, nu vă supărați, eu nu sunt ortodox. Dar vă dau în scris că preotul v-ar spune ce vă spun eu. Nu aveți cum să fiți și creștină ortodoxă și să vă închinați la gănești și la nu mai știu care zei din hinduism. Nu se poate! Sunt oameni care, deși nu trăiesc după Evanghelie, totuși au pretenție de religiozitate. Ei bine, s-ar putea ca religia ta să fie o piedică în calea uceniciei în școala lui Hristos. Cere Dumnezeu și asta? Da! Eu le spun categoric oamenilor, sunt religii care sunt împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și da, dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, trebuie uneori să renunți chiar și la religia ta. Pentru că sunt religii care sunt împotriva lui Hristos și nu predică o evanghelie întreagă. Pentru unii pocăința e mai simplă, rămân în credința lor, dar trebuie să-și schimbe viața. Alții însă Trebuie să renunțe la religia lor, care este o piedică în calea mântuirii. Eu nu o să vă dau astăzi o listă cu religiile care sunt împotriva lui Dumnezeu, dar vă invit pe dumneavoastră, dragi ascultători, să vă analizați bine credința. Și vă pun o întrebare foarte interesantă. În ăștia 20, 30, 50 de ani de viață, religia dumneavoastră v-a schimbat sau nu v-a schimbat? Spunea cineva o vorbă cu care am fost de acord, dacă până astăzi nu te au schimbat religia pe tine, îi cazul să o schimbi tu pe ea. Amin? Dacă religia ta nu te-o schimbat până acum, e vremea să o schimbi tu pe ea. Că religia adevărată este religia care transformă viața. Că religia adevărată este religia care te duce la Hristos și schimbă viața din temelie, mărit să fie Domnul. Uneori, ucenicia presupune să renunți chiar și la religia ta. Da. Meserie, prieten, religie, Dumnezeu e cerutul lui Matei tot ce-a fost împotriva cunoașterii lui și a uceniciei. Dacă vom merge în Scriptură mai departe, oameni buni, e înfiorător cât de departe merge Dumnezeu cu cerințele lui. Găseam alte trei cerințe în Biblie, nu în textul acesta, spune într-un pasaj din Matei, că Dumnezeu cere uneori chiar și familia. Până acolo mergi. Da. Dacă familia este o piedică în calea păcăinței mele, uneori mi se cere să pierd chiar și familia. Apostolul Pavel ne învață și ne spune clar: dacă are cineva o soție necredincioasă și vrea să trăiască în continuare cu el, nicio problemă. Dumnezeu este pentru familie este fondatorul familiei, este pentru pace. Dar dacă trebuie să-ți pierzi chiar și familia pentru credință, Biblia spune că merită să faci lucrul acesta. Spunea Domnul Iisus Hristos, n-am venit să aduc pacea pe pământ. Din potrivă am venit să aduc război. Doi vor fi împotriva trei și trei împotriva doi în orice familie. Unde intră Evanghelia, intră și dezbinarea, pentru că întunericul și lumina sunt dușmani, dar dacă te amenință cineva, un bărbat, o soție, cu divorț, cu orice, și trebuie să renunți, renunță că merită să renunți pentru Hristos. Da, sună foarte greu, dar Hristos merge până acolo. Orice te împiedică să-L urmezi pe Hristos, trebuie dat la o parte. Avem în biserică un caz, un om care este foarte interesant, Vine la biserică de ani de zile, în fiecare duminică, și ne acuză pe noi că nu vrem să-l botezăm. Dar el nu vrea să se căsătorească legal cu cea cu care stă. Pentru că ea nu vrea nici cum căsătorie. Și de dragul acestei femei cu care trăiește de zeci de ani, de dragul copilor pe care i-au împreună, efectiv nu vrea să se căsătorească și preferă să refuze botezul. și -i convins de pocăință și vine la biserică și cântă cântări. Oameni buni, Dumnezeu ne cere să renunțăm la orice piedică. Prețul mântuirii atât de mare încât merită să pierdem chiar și familia. Ce departe merge cuvântul? În altă parte zice cuvântul și mai direct și mai clar că pe unii Dumnezeu îi cheamă să renunțe chiar și la avere. Dar cum, Doamne? În general, Dumnezeu nu cere să ne vindem averea când ne pocăim, dar am găsit în Biblie un caz în care Iisus îi cere unui bărbat să vândă tot și să-L urmeze. De ce? Pentru că averea pentru el era o piedică în calea mântuirii. Atunci când in inima mea este lăcomie de bani, atunci când averea mă împiedică să-L urmez pe Hristos, da, trebuie să renunț chiar și la avere, pentru că rămâne în picioare un principiu, tot ce mă împiedică trebuie dat la o parte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ca să înțelegem și mai bine principiul acesta, Hristos ne dă un exemplu și mai radical și spune El în Matei, acolo interesant, în unul din capitol, în capitolul 18, dacă mâna ta, auzi până unde merge Biblia, dacă mâna ta te duce în păcat, tai-o. Doamne, oare să cere la evangelizare, acum să ne amputăm mâna? Eu n-aș vrea ca cineva să facă lucrul acesta și să ajungă în tribunal. Dar vreau să vă spun ce spune Biblia. Dacă mâna mă face să cadă în păcat, Biblia spune, tai-o. Îi mai bine, aici e principiul, mai bine fără mână în rai decât cu mână în iad. Vezi, ajungem din nou la principiul acesta. Dumnezeu îmi cere să tai orice mă împiedică să fiu ucenic. Astăzi Dumnezeu, dragul meu, îți cere să renunți la tot ce te împiedică să-L urmezi. Asta înseamnă pocăința. Să renunți la orice, pentru unii țigara. Poate că ești în seara aceasta și spui, băi, dar nu-i greu, am mai auzit și bărbații zic maș m-aș boteza, m-aș pocăi, toate le-am lăsat, dar nu pot să las țigara. Și eu le spun clar, oameni buni, dacă nu poți să lași țigara, e semn că țigara e Dumnezeul tău. Dacă tu spui că poți să lași tot în afară de țigară, înseamnă că tu ai o problemă și nu ești pregătit să fii ucenic al lui Hristos. În seara asta, Dumnezeu îți cere, dragul meu ascultător, să renunți la tot ce te împiedică să-L urmezi. Și zic Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin. Mai am câteva gânduri mai scurte în seara asta. Pun încă o întrebare, a treia întrebare în seara asta. Dar ce înseamnă ucenicia? Ce ar însemna să fiu de astăzi ucenic al lui Hristos? Și eu vreau să fiu ucenic, și tu vrei să fii ucenic. Ce înseamnă ucenic al lui Hristos? îmi place foarte mult cum rezumă aici Luca ucenicia. Ucenicia se rezumă la o poruncă în trei cuvinte. Vino după mine. Asta e ucenicia. Mă cheamă Dumnezeu să pun în practică porunca fundamentală. Și ucenicia asta înseamnă vino după mine. Și Biblia spune în felul următor, Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Mă gândeam și cu alte ocazii câtă putere în cuvintele astea. Trei cuvinte, vino după mine. Și în urma acestor trei cuvinte, Matei lasă tot și merge după Isus. O câtă putere este în chemarea pe care o face Dumnezeu. O câtă putere este în chemarea pe care o face Duhul Sfânt. Sunt conștient ca predicator că predicat oricât e slab sau bine aș predica, până la urmă depindem de această chemare a lui Dumnezeu. Și mă rog ca Duhul Sfânt în seara asta să te cheme și pe tine pe nume. Că dincolo de predica mea este o chemare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt e prezent în biserică în seara asta și El cheamă oameni de 2000 de ani și El te cheamă pe tine în seara asta, vino după mine Ioane! Vino după mine, Maria, vino după mine, Emi, e porunca supremă. Nu-mi cere Hristos să devin penticostal sau baptist, să vând sau să cumpăr, să urmez un set de legi interminabile, ci mă cheamă Hristos la porunca cea mai înaltă. Vino după mine! Mă rog ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în seara aceasta și El să cheme bărbați și femei, că El este singurul care poate să mântuiască. Eu sunt conștient ca predicator, dragii mei, că sunt dependent de Dumnezeu la predică. Întotdeauna mă pune în genunchi această teorie, acest gând, că știu că nu pot să mântuiesc nici măcar un copil și predicile mele nu pot să miște măcar un pic o inimă omenească, dar în seara aceasta știu că este cineva prezent aici, care El poate să rostească în taină, în inimă, în adâncul ființei, vino după mine. Te cheamă Dumnezeu, dragul meu, și îți spune în taină, vino după mine. asta e porunca. Mă cheamă Hristos să fiu ca și El. Ce înseamnă să calc pe lumele Lui? Să fac tot ce face El. Să mă duc unde merge El. Să cânt ce-ar cânta El. Mă cheamă Dumnezeu să mă rog cum s-a rugat El. O, ce frumos a rugat Domnul Iisus Hristos. Eu nu știu cum să ruga, dar știu că așa de frumos să ruga, încât ucenicii într-o zi au devenit geloși. Au spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm așa cum te rogi Tu. Asta e ucenicia, să mă rog cum s-a rugat El. Nu porunci grele, să facem tot ce a făcut El. Spune Scriptura că Hristos a rugat într-o un ceas. Și -a la apostol, acum un ceas n-ați fost în stare? Adică pentru Hristos un ceas era încălzirea. E, asta e ucenicia. Mă cheamă Hristos să învăț să mă rog ca El. Mă cheamă Hristos pe mine ca predicator. Și asta e ucenicia, să predic cum a predicat El, binecuvântat să fie numele. Așa de frumos predica Iisus. În într-o împrejurare, spune Scriptura, că ucenicii au uitat că au stomac. Trei zile și trei nopți, noroadele cu mile au stat și l-au ascultat predicând și nimeni n-a băgat nimic în gură. Și după trei zile sunt mă, dacă pleacă acasă ăștia mor de foame pe drum, hai să le dăm să mănânce. Așa frumos predica Iisus că trei zile și trei nopți oamenii au uitat de stomac. O, Doamne, ajută-mă să predic și eu așa ca Tine. Biblia spune că Iisus predica ca unul care avea putere. Asta înseamnă să fii ucenic. Spunea Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 4, dacă nu greșesc, întâi Ioan, capitolul 4, un cuvânt al Domnului care spune așa, cum este El, versetul 17, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cum El, așa suntem și noi. Asta e ucenicia. Frații mei, nu mă cheamă Dumnezeu să subscriu la nu știu câte doctrine și nu știu câte legi și rânduieli. Ucenicia în esența ei este să-L urmez pe Hristos și să fac ce-o făcut El. Cu toți aparținem de o religie și nu-i rău, dar suntem parte din religia aceea atâta vreme cât putem să-L urmăm pe Hristos. Și o spun asta cu toată hotărârea, când nu voi mai putea să-L urmez pe Hristos în credința mea, am să renunț la această credință în primele secunde. Pentru că sunt chemat nu să urmez perceptele unor oameni, ci să fiu ucenic al lui Hristos, să-L urmez pe El. Toate denominațiile și rândurile sunt făcute de oameni, mai mult sau mai aproape de bine, însă sunt chemat permanent să-mi adâncesc ochii în cartea asta. Și, dragi creștini, vă chem acum nu la un set de reguli, repet, ci vă chem să deschideți cartea Domnului Isus Biblia. Și tot ce scrie Hristos aici, faceți! Ăsta e înțelesul pildei samaritianului. Că tot răstălmăcim de acolo în pilda aia, oare cine-s bănuții? Nu-i treaba noastră. Păi frate, cine-i măgarul? Păi frate, cine-i hangiu? Dar cine e unde -i lemnul? Nu-i treaba ta. Pilda asta are un singur mesaj. La finalul pildei, Iisus a zis, du-te și fă! Predicăm de bănuți, predicăm de nu știu care, predicăm de samaritian și uităm esența acestei pilde. Frați creștini, ne cheamă Dumnezeu să mergem acasă și să facem ce a făcut Isus. Amin? Cineva o punea o întrebare o dată, Domnule, dar totuși, cum ai reușit să sculptezi statuia lui Mihai Viteazul? Un sculptor a fost întrebat, cum de-o reușit dintr-un bloc de piatră sau de, de lemn să iasă o sculptură atât de impresionantă de impozantă pusă în mijlocul orașului. Și sculptorul a răspuns foarte simplu. Domnule, a fost foarte ușor. Am luat Dalta, am luat Ciocanu și am scos tot ce nu a fost Mihai Viteazu. Și uite, a rămas Mihai Viteazu. Știți că asta e ucenicia? Umblăm cu Hristos 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani. Și toată viața Hristos oplește și scoate ce nu-i Hristos. Vrei să fii un ucenic al Lui? Lasă cuvântul acesta să scoată din inima ta tot ce nu-i Hristos. Și să rămână în inima ta chipul lui Dumnezeu curat. Și să fim transformați în același chip cu al Lui, zice Biblia în Corinteni 2, versetul 13. Dumnezeu ne cheamă să fim exact ca și El. Fraș și surori, nu mai mult, nu mai puțin, Hristos ne cheamă ca noi, ca ucenici ai Lui, să fim ca El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și încă îi mei cu un gând pentru biserică, mai pun o întrebare, oare ce ar trebui să facă un absolvent al școlii de ucenicie? În Sfânta Scriptură mi se spune că la graduare, da? la ultima sărbătoare a acestei școli, atunci când Hristos se pregătea să plece în cer, El le-a dat o ultimă poruncă. Matei 28 ne spune în felul următor. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Amin? Dragii mei, nu pot să nu închei cu acest cuvânt. Suntem aici pentru că Hristos vrea să mai facă ucenici. Ucenicii lui Hristos sunt chemați să facă alți ucenici. Hristos se duce la petrecerea lui Matei, ceea ce pe noi ne indignează, pe farisei i indignat. Nu înțelegem gestul, un gest extrem, dar îl face din dragoste pentru păcătoșii ăia și se duce acolo pentru că vrea să mai recruteze alți ucenici. Matei este chemat să cheme pe prietenii lui să le facă cunoștință cu Hristos. Și Hristos e de acord, nicio problemă. Mă duc și fac cunoștință cu ei. Frații mei, vreau să vă întreb, câți oameni am întors la calea dreaptă, cum spune o cântare? Ucenicul este chemat să facă alți ucenici. Câți snopi ai adus pentru împărăția lui Dumnezeu? Dacă te consideră un ucenic al lui Hristos de 20 de ani, care sunt roadele uceniciei tale? Ca absolvent la această școală a pocăinței, tu ce rod ai adus pentru împărăția lui Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, să ardem pentru împărăție. Și mă rog ca acest foc al lui Dumnezeu, această pasiune a evangelizării să aprindă biserica din Arcalia. Frații mei, n-aș vrea să credeți că rezolvați problema cu o săptămână de evangelizare cu niciun chip. Biserica lui Hristos există în fiecare duminică cu scopul ca oamenii să se mântuiască aici. Mă uit la frumoasa investiție pe care ați făcut-o și vă felicit. Știu că aveți, o biserică unică în România, aveți tot ce trebuie, la camere de luat vedere, boxe, monitoare, toate astea nu există pentru dumneavoastră. Nu sunt aici ca să satisfacă dorința de confort a omului modern. Tot ce înseamnă tehnologie, corul dumneavoastră, orga aceasta, comitetul bisericii, pastorul bisericii, membrii bisericii, există ca în locul acesta Dumnezeu să mai scoată ucenici. Există biserica aceasta ca Dumnezeu să mai mântuiască oameni. Evanghelizarea aceasta din seara asta, de mâine, de poimine, există ca Dumnezeu să mai ierte păcate. Există ca Dumnezeu să mai elibereze oameni, că Dumnezeu vrea să scoată ucenici mărit să-i fie numele. Și o vrea Dumnezeu să te prindă și pe tine pasiunea asta pentru evangelizare. Frații mei, evangelizarea se face în tot anul. Am spus la Dej și o spun și aici, visez că într-o zi nici nu o să mai trebuiască săptămâni de evangelizare. Va veni vremea și sper și mă rog, în care fiecare membru din Dej, 700 de oameni, vor predica Evanghelia de luni până duminică și în momentul acela nu o să mai trebuiască săptămâni de evangelizare că biserica primară așa s-a mulțit, membrul de rând predica Evanghelia și am o bună, de la ușă încolo și surorile au voie să predici. Slavă Domnului! Nu te oprește nimeni, soră dragă, să mergi să predici în fabrică la tine. Stimată adolescentă de la liceu, nu te oprește nici Biblia, nici nimeni, nici biserica să predici colegei tale de bancă. La asta suntem chemați. Îmi amintesc de Florin Pop, iar și-l dau exemplu. Într-o îmi spunea, Emi, într-o seară n-am putut să dorm. Păi cum? Mi-am dat seama că o trecut ziua și n-am predicat la nimeni. Ce râvnă! Eu dormeam liniștit. Și ce ai făcut, mă, Florine? Păi, Emi, nu am putut să dorm. N-am putut să dorm. M-am ridicat, zicea el, mi-am dat jos pijamalele, m-am îmbrăcat în haine de stradă, și am ieșit în fața casei. Și ce ai făcut? Am stat la ocazie. Prima mașină care m-a luat, până la Sighet, 15 km, i-am predicat Evanghelia. Păi bun, și, -și în Sighet ce ai putut face la ora aia? Păi n-am făcut nimic. am trecut strada și am luat ocazia înapoi. Încă 15 km. Încă un șofer și la ăsta i-am predicat Evanghelia. Și am intrat în casă, i-am luat pijamale înapoi, și am zis, slăvit să fie Domnul, că și astăzi am predicat unui suflet. Mă amintesc cu dor de zilele acelea, în acei trei ani și jumătate, când aproape în fiecare zi predicam Evanghelia unui om. Am devenit păstor, m-am îngropat în probleme bisericești și atât de greu mai ajung să vorbesc cu oamenii de afară. S-ar vrea ca în această seară să trezească Duhul Sfânt mintea și conștiința bisericii. Atâta mea ca păstor, cât și a dumneavoastră ca membri, noi existăm oameni buni pe pământul acesta ca tot satul ăsta să-L cunoască pe Isus. Amin? Noi existăm ca biserică și noi îndej ca România asta să-L afle pe Hristos. România are nevoie de evangelizare. Sunt mai convins ca oricând că România nu este creștină. Acum un an și ceva, la referendumul pentru familie, mai puțin de jumătate din populație o ieșit la vot ca să spună că băr căsătoria e formată dintre un băiaș, bărbaș și o femeie. Am spus-o mereu, din 2018 încoace, România este o țară păgână. În România creștinismul a intrat în minoritate. Dumnezeu are nevoie de bărbați destoinici. Dumnezeu are nevoie de femei cu inimă pentru evangelizare. Da, Dumnezeu vrea să mai scoate ucenici și fiecare națiune trebuie să-și evangelizeze generație cu generație populația. România e păgână, oameni buni. Tinerii crescuți acum cu telefoane sunt păgâni de-a dreptul. Nu cumva să creadă cineva că suntem creștini, că ne înșelăm amarnic, oameni buni. Cu fiecare generație trebuie să evangelizăm România. Dumnezeu să aprindă focul evangelizării. Mă rog ca Dumnezeu să mântuiască oamenii în seara aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să mântuiască oameni săptămâna aceasta. Și mai mulți ucenici din Arcalia să urmeze pe Hristos și în felul acesta să ajungem în ziua veșniciei, când se vor împărți premiile, cum spune Pavel, nu pentru o curună trecătoare, nu pentru o cunună care se poate veșteji, ci frași și surori din Arcalia, dragi ascultători, noi luptăm și intrăm în ucenicia aceasta cu gândul la o cunună care nu se poate vesteji. Cu gândul la cununa aceea, continuăm să umblăm cu Isus și să zic ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să rămâneți pe calea Lui până la capăt. Amin.